Mașina în care se afla bărbatul a fost târâtă de tren 10 de metri. Localnicii au fost uimiți atunci când au văzut că șoferul trăiește. Știm că el e bine, o zărăm la spital, în rest nu știm. Bine că nu s-a întâmplat, putea să se întâmple mai rău. O jumătate de metru și... Nu știu cum a scăpat acolo, că e destul de mare. Înainte era strada mică și era pietriș, era gropi și nu s-a întâmplat așa ceva. Dar acum... S-a grăbit. Nu știu. Probabil. Deși autoturismul a fost aruncat în șanță, șoferul a fost norocos și a scăpat doar cu câteva fracturi care nu îi pun viața în pericol. Starea pacientului este stabilă. În acest moment este la investigații la computerul tomograf. Are câteva fracturi și după ce se termină toate analizele, vom decide dacă rămâne internat în spitalul nostru sau dacă va fi transferat în altă parte. Oricum, starea acestuia este stabilă în acest moment. Conducătorul autovehiculului a fost scos de pompieri dintre fiarele contorsionate ale mașinii. La fața locului s-au deplasat două echipaje pentru descarcerare din partea ISU Gorj și două echipaje din partea Serviciului de Ambulanță Județean Gorj. Acum polițiștii din cadrul IPJ Gorj au deschis o anchetă pentru a stabili care au fost cauzele și cum s-a întâmplat accidentul. Un conducător auto de 37 de ani din localitate nu a acordat prioritate de trecere la nivel cu calea ferată unui tren personal și a intrat în coliziune cu acesta. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto. Șoferul ar putea fi transferat la un spital din capitală pentru investigații mai amănunțite.